înălțată pe un deal abrupt, situat între Valea Mălăiești și Valea Domnească, în localitatea Mălăiești, din comuna Sălașul de Sus, un turn cetate străjuie zona de sute de ani. Reabilitată cu fonduri europene, fortăreața se înscrie acum pe lista celor mai frumoase obiective turistice din județ. Reabilitarea cetății de la Mălăiești a început acum 3 ani. S-a desfășurat normal, trebuia în urmă cu un an, dar Să fie gata, dar s-a prelungit lucrarea, proiectul. Înainte de reabilitare, cetatea era îngropată de bălării. Era doar o ruină cu câteva ziduri pe cale să se dărâme. Contestată de unii specialiști, reabilitarea cetății aduce totuși aici vizitatori din toate colțurile țării. În cursul anului trecut au venit aici peste 1000 de turiști. Cum arăta cetatea înainte? Arăta dezastruos. Deci erau câteva ziduri înconjurate de bălării, de spini, de... Era acolo mijlocul turnului până la jumătate ce se vede acum și curtea interioară un pic. Se și vede diferențiat pe unde e cu alb, se vede unde era vechiul zid și unde s-a construit acum. Deci aproape tot s-a refăcut. Aproape tot. Deci... Și un drum de acces am văzut, o parcare? Drum de acces n-a fost decât o cărăruie, tot așa prin bălării și mărăcini, parcarea, podul de la intrare, de la ieșirea din parcare spre cetate s-a construit, scările. Înainte veneau turiști aici? Mai erau, dar foarte puțini. Cine venea în vizită în sat, dacă erau prieteni, mai veneau. Hai să vedem, și noi am auzit că sunt niște ruine. De la localnici auzeau. Dar acum, din toamnă, am avut și de la Satul Mare, și de la București, și de la Constanța, și de la... Deci nu a fost pusă pe niciun sai cetatea că s-a reabilitat, dar tot așa, din auzite, mai vin de la Prislop oamenii și aud că la Sălașul de Sus s-a reabilitat cetatea. Și deja au început să vină. Deja au început să vină. Accesul în cetate este gratuit, iar programul de vizitare este de luni până vineri între orele 8 și 16, iar sâmbăta și duminica între 10 și 18. Dată uitării în ultimele decenii, povestea cetății de la Mălăiești mai era cunoscută până de curând doar din poveștile aflate de la bătrâni. Când s-a făcut primele săpături aici la cetate, ziceau localnicii că s-au găsit aici în beci bani de aur și au săpat. Zice că cetatea are legătură cu peștera, peste deal, dincolo este peșteră, o peșteră în stâncă. Și zice că avea legătură cetatea cu peștera acolo. Și intrau în peșteră și ascundeau banii sau cum? De aici, când veneau cotopitorii, fugeau și ieșeau în partea ailantă ca să... Așa sunt poveștile, nu știu să vă spun chiar dacă e adevărat. Pentru că n-a ajuns nimeni de aici până dincolo, acum, în vremurile noastre.
alte legende cunoscute de localnici referitoare la locul ăsta? Era o familie, se numea familia Sărăcin, familia de... aparținea cetatea familiei acesteia și era o familie foarte bine văzută de Iancu de Hunedoara și de Matei Corvin. Și cetatea de la Mălăiești are legătură cu cetatea de la Colț. Sunt patru cetăți, cetatea de la Haței și cetatea de la Răchitova. Erau patru turnuri care străjuiau zona. Străjuiau zona, așa, și erau în legătură. Sunteți de aici, din zonă? Nu, sunt venită de 20 de ani în zonă. Dar mă consider băștinaș de 20 de ani. Când ați venit prima dată aici și ați aflat de cetate și ați venit să o vedeți, ce ați zis? Nu m-am gândit niciodată că cetatea asta o să fie reabilitată. Dar mai în glumă, mai în serios, am zis, o să acoperim cetatea până la urmă și... S-a dovedit că s-a acoperit într-un final. Reabilitarea cetății de la Mălăiești a costat 7,6 milioane de lei, cea mai mare parte a sumei, aproape 7 milioane, provenind de la Uniunea Europeană. Această sumă include nu doar reabilitarea cetății, ci și amenajarea căilor de acces, a unei parcări, a instalației de iluminat, a unui amfiteatru pe platoul din Amonte, precum și achiziționarea de exponate medievale care sunt aranjate în interiorul cetății. Avem costume medievale, bărbați și femei. Avem dotări, farfurii, linguri, ceaune, sobă, arme, armuri, avem și soldați care străjuie cetatea când nu e nimeni aici. Câte încăperi sunt? Deci sunt 6 nivele cu turn cu tot, inclusiv turnul, care e cam contestat că e făcut din cărămidă, dar chiar nu știu să vă spun din ce cauză e făcut. Am înțeles că pe timpuri s-a construit turnul ceva mai târziu decât, deci turnul normal, partea de sus. Probabil că așa s-au găsit în scrisuri, că a fost construit mai târziu și în cărămidă. Nu știu să vă spun că foarte contrazis sau contrazis oameni că de ce așa și de ce nu din piatră. Și fiecare dintre aceste șase încăperi sunt dotate cu tot felul de... Aici este beciu, mai în sus cu nivel este bucătăria, care e dotată cu sobă de cărămidă, arme, cufere din lemn, care sunt nu chiar medievale, dar sunt cufere, cum era mai de mult. Mai în sus, tot așa, avem haine, costumele. Practic, camere tradiționale țărănești. Exact. În înscrisuri zice că au locuit 20 de persoane aici pe timp când se locuia. 20 de persoane, probabil că, nu știu să vă spun, 5 la fiecare etaj, nu știu cum au locuit. Acolo în față erau încă două turnulețe, aici în spate încă două turnulețe care străjuiau turnul principal. Normal, curtea era închisă, nu cum e acum. Istoricii spun că această fortificație a fost construită de către familia de Cneși Sărăcin în secolul al XIV-lea. Prima construcție a fost turnul Donjon, un turn cu bază rectangulară și cu o înălțime de 11 metri. Pereții de apărare ai turnului, care se înalță pe 3 nivele, erau groși de 1,5 metri, iar ferestrele erau foarte înguste.
obișnuit, intrarea a fost construită pe partea de vest, la nivelul al doilea, mai sus de nivelul solului, astfel încât accesul era posibil doar cu ajutorul unei scări de lemn care era ridicată urgent în caz de asediu sau alt pericol. Scara nu era însă singurul element de apărare. Cetatea era prevăzută cu un șanț și o a doua poartă care proteja donjonul. În 16, proprietarul cetății a decis să întărească apărarea cu 4 turnuri exterioare cu forme neregulate. Ele au fost umplute cu pământ, însă tocmai acesta a fost motivul pentru care turnurile nu au rezistat, fiind distruse în urma unor lupte. Acum turnurile erau vizibile doar la nivelul solului. Arheologii au descoperit dovezi care demonstrează că cetatea Mălăiești a fost locuită vreme de 300 de ani până în secolul al XVII-lea. Ulterior, ea a căzut prada atacurilor, dar a fost deteriorată și de condițiile meteorologice, astfel încât, până în zilele noastre, nu s-a mai păstrat integral decât turnul locuință central. Refăcută și redată în circuitul turistic, cetatea de la Mălăiești își așteaptă vizitatorii. O vizită prin cetate te transportă preț de câteva minute în perioada medievală, iar dacă urci în turn, ți se deschide în față o minunată panoramă a zonei. Acum, turiștii care ajung în țara Hațegului au de vizitat încă un punct turistic important, cetatea Mălăiești.